Nici că se putea un film mai nimerit pentru acest weekend fierbinte. De ce fierbinte? Pentru că întâi de toate s-au împlinit 30 de ani de la venirea dezastruoasă a minerilor la București. Da. 13-14 iunie, deși descinderea s-a făcut chiar din 12, de când puteți să vedeți Burning, în flăcări. Da, bine, n-am să mă străduiesc chiar să spun titlul în coreană, pentru că probabil că l-aș zbârci și poate că e vreun cunoscător. Dar v-aș spune doar că îl cheamă Lee Chang-dong pe regizor și că ne-a mai dăruit acum câțiva ani o capodoperă de o duioșie și de un rafinament de dantele de Bruxelles. Îi spunea poetry, adică poezie. Acum s-a întors la o novelă a lui Murakami, japonezul, deci suntem în principiu pe același continent. Povestea este una stranie, dar și plină de mister, așa cum întotdeauna îți face plăcere să descoperi ce se întâmplă și în 2 ore și jumătate o să aveți diverse momente în care o să fie mai mult decât palpitant. Un tânăr se îndrăgostește puțin de o fată care pleacă în Africa. Da, am dat iar de Africa, știu. Apropo de weekend fierbinte, să nu uităm tot scandalul cu peripile vântului unde era și incendiul de la Atlanta. Și în Burning, în flăcări, o să vedeți o scenă care eu cred că e de fapt un omagiu adus capodoperei americane. Cu mult înainte, pentru că filmul este făcut în 2018, adică cu mult înainte de scandalul recent, care, între altele, a pornit nu numai de la povestea că e de fapt o interpretare greșită și edulcurată situației celor de culoare imediat după și în timpul războiului de secesiune, ci mai degrabă de la faptul că imediat după Oscaruri a spus Trump că de ce a luat un sud-corean Parasite? Am avut și Parazit după aia, e foarte adevărat, și n-a luat un film american, ce nu mai avem? Uite, ce filme făceau pe vremuri paripile vântului. Greșit că a deschis măcar subiectul ăsta, pentru că, deocamdată, din păcate, au reușit să-l împroaște cu noroi. Cred că am numerit-o. Ce culoare are noroiul? Nu. Revin. L-au împroșcat, mă rog, cu ce vreți dumneavoastră. Dar oricum toată lumea îl vede, toată lumea l-a comandat și e o bună ocazie să constatați în paralel scena la care mă refeream. Mă întorc la Burning. Cum spuneam, un puști se îndrăgostește de o fată care îi lasă în grijă o pisicuță. Numai că pisicuța dispare. Și asta nu e nimic. La un moment dat dispare și fata. După ce se întoarce cu un alt iubit. Asta e complicată. Este foarte frumos construită. E din categoria celor care ai vrea să nu se termine absolut niciodată și să descoper un alt fel de tandrețe, o tandrețe asiatică, o tandrețe care n-are vârstă și în schimb îi stă atât de bine pe un ecran de cinema, care deocamdată e la noi acasă până când vine Flight Festival și poate cine știe, pisica o fi într-un avion și o găsim mai la toamnă? Până atunci nu ratați Burning, care a luat și un premiu fibril și la Cannes, pentru că s-a vorbit enorm despre o poveste originală și mai ales pusă în imagini, așa ca și cum ar fi fost țesută. Urzită, că tot spune toată lumea că e greu de ținut minte ideea de urzeala tronurilor. Aici este o urzeală de sentimente. O să-mi spuneți că ele nu se văd. Da,
dar pot așa de frumos să fie împletite și trăite intens. Lucru pe care nu ni-l poate dărui decât cinematograful.